Tremură carnea pe mine. Patru malăi de aia negri, așa mascați toți. Nu mai puteam, tremuram. Ce crezi că aveau? Mitraliere, mâncați aș. Asta la altul a început să mă percheziționeze, mâncați aș gura ta. Cel mai panică moment din viața mea. Deci nu mi-a fost așa frică. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, hâți cu panică, 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 Jonuțule, în viața vieților, vieților mele, nu am trăit un moment atât de panică. De ce? Pentru că, sincer să vă spun, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, Jonuțule, întocmai ca să nu fie nevoie să trec prin așa ceva. Deci uitați-vă, eu uite-mă și pisica neagră. Bă, deci fiți atenți, să vă explic ce, fratele vostru, vedeți voi strada asta așa? Mergeam către un McDonald's ca să filmăm faimoasa bătălie Mac vs. KFC, da? Și acum eram noi în mașină, chichi-chichi, ciocăneam, și printre altele, Jonuțule, printre discuții, printre rânduri, vorbeam cu Cori după ce am fost, paranteză, la un supermarket unde am văzut în vitrină niște chestii care aveau iarbă, Jonuțule, și ne întrebam, bă, dar oare în Grecia o fi legală sau care-i faza de pot ăștia să vândă la magazin produse cu iarbă, Jonuțule? Vorbeam, râdeam, bă, n-au trecut 50 de metri, 20 de secunde după ce am încheiat discuția, că aud în spate, zic, e, poliția, control de rutină, nu știu ce. Deci era, bă, tremură carnea pe mine. Eram la volan, ridic instinctul când auzi, orice șofer știe chestia asta. Te uiți în oglinda retrovizoare. Pă, mă uit în oglinda retrovizoare și în spatele meu, atunci mi-am dat seama că ceva nu e ok. În spatele meu, ce credeți că era? Un Hyundai Tucson, Jonuțule, o vechitură de Tucson, negru, bă, da, negru, cum să vă explic? Geamuri negre, totul negru, vedeam numai, deci din bucata asta, a parbrizului, vedeam roșu-albastru, roșu-albastru, roșu-albastru. Să-i seama că primul lucru, Jonuțule, am tras pe dreapta, deci uitați-vă unde este mașina aici, da? Am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Din Tucson, Jonuțule, ia uite-te tu aici cum ies, patru malăi de aia negri, așa mascați toți. Într-adevăr, pe cap nu erau mascați, dar având măștile de COVID, erau ca și cum erau mascați, da? Și îmi fac semn, out, out. Zic, mâncați-și gura ta, ce mă fac cu ăștia? Zic, ăștia nu-ți dă rutier, adică ce s-a întâmplat? Cobor din mașină, cam, cam, mă chemau spre mașina lor, zic, mă, ce dracu să fac, fii atent acum din instinct. De la prea multe filme americane, știi cum am dus spre ei, nu? Eram așa și mă duceam cu mâinile sus. Bă, deci efectiv, cu mâinile sus, pe cuvântul meu de onoare, nu mai puteam, tremuram. Uitați-vă cum e pielea, bă, mine de găină, ești nebun? Zic, ce fac ăștia, ce, cu cine mă confundă? Escobar, Mescobar, eu sunt cei care-i Duma, Jonuțule. Mă duc către ei așa, to the car, to the car, și fii atent. Era, deci asta, imaginați-vă că-i Tucsonul lor, da? Patru malăi în jurul meu, noroc că sunt și eu mare așa. Îmi zic, pune-te cu îmi arătau să mă pun cu fața la Tucson. Unul dintre ei rupea niște engleză, că na, logic, da? Îmi fac așa și, ce crezi, bossule? Atunci am zis, zic, asta e ultima, să vezi că îmi pune cătușele, Jonule. Îmi ia mâna de aici, mi-o aduce aici, îmi ia și mâna asta așa și spune, where are your papers, wait. În timp ce l-am întrebat de papers, ăsta la altul a început să mă percheziționeze, mâncați-aș gura ta. Scoate de aici, zic, what do you have there? Și zic, wallet. Scoate portofelul, se uită la portofel, se uită în portofel, zice, what are you doing here in Greece? Zic, I'm a YouTuber. YouTuber. Zice, do you have something illegal in the car? Zic, no, search the car. Is there any other person in the car? Zic, da, zic, mai e o domnișoară. Zic, cheamă. Eram lângă ei, toți patru mă flancaseră, da? Dau să plec să mă duc să o chem pe Cori din mașină, logică, dacă îmi spui mai e o persoană în mașină, ce facem cu ea? Nu-i logică, trebuie să mă duc să o chem, n-aveam telefonul la mine, telefonul era pe Waze în bord, da? Dau să mă duc, no, wait! Mamă, zic, păi și cum o chem? Tot în engleză, da? Zic, cum o chem pe domnișoară? Strigo, ce putea să fac? Cori! Coboară Cori, albă la față și ea, dar la ea mai relaxată situația, că te crești și eu, ești nebun, ești, like, una când ești în dreapta, una ești când ești la volan. Coboară și Cori, zic, cam, pac, după aia spune, adu actele, zic, păi actele sunt în mașină, come with me. Mergeam așa, îmi făcea semn în continuu să nu merg mai în față decât el. Bă, Jonuțule, deci nu, bă, n-ați trăit așa ceva în viața veților voastre. După ce omul m-a pus așa, dar eu am crezut că urmea să-mi pună cătușele, dar zic, de ce îmi pune cătușele? Nebun la cap, dau să mă îndrept către mașină, spune, no, 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 where are the papers? Altul se dusese acolo, lângă copacul ăla și se uita în paralel în mașină, Cori, era deja jos, da? Se uita în mașină ce se întâmplă și ăla la altul care se duce la ușă, mă întreabă, unde sunt actele? Zic, domne, pe locul din spate, zic, orange bag. Se duce, ia, portocalie, ce nu mai găsesc cuvintele, și nebun? Ia geanta portocalie, vine cu ea și stai seama că am dat să înfig mâinile, ia să scop portofelul cu acte, ai înțeles, da? No, wait! După aia spune, do you have mask? Frate, suntem afară, lasă-vă cu masca ta, zic,
aproape ai vrut să mă arestez și tu mă întrebi dacă am masca aia afară, ești nebun? M-am dus cu geanta și am pus-o pe băncuța aia de acolo, da? Între timp, ălălaltul care stătea la copac a venit cu mine acolo. Se uita să vadă ce fac. În paralel, ălălaltul era călare pe mașină. Eu îi spuneam în continuu: "Search the car, search ce vrei tu, băiatul meu." Zic: "Numai relaxați un pic atmosfera." Ălalții doi erau stană de piatră. Uite aici așa. Și ce crezi? Ce crezi că aveau? Mitraliere mâncați așa, uite așa, adică să nu crezi că. Deci mitraliere, mă, tu ai înțeles? Mitraliere, ai înțeles? Stai să liniștiți că vă pun și poza imediat, dar să mai termin un pic din hype. Sau de fapt nu, uite, o să punem poza aici și uitați-vă ce arme aveau oamenii, că o să ajungem și la poză. Search the car, pac, mă duc acolo, scot actele, într-un final eram fericit că am ajuns și eu la acte. Îi arătam omului hârtiuțele, zic: "Uite, am făcut testul PCR, că mâine plecăm, că YouTuber, că ha, YouTuber." Bă, nu, parcă nu mă credeau, înțelegi? Eu înțeleg care e problema. N-ai cum să circuli cu asemenea mașină prin Europa fără să atragi atenția și să deranjezi. M-am mai spus eu în vlogurile din zilele trecute, Jonuțule. În afara României, când vezi mașina așa scumpă, e cu semn de întrebare. De ce? Pentru că asigurările costă de te rup. Pentru că întreținerea unei astfel de mașini costă de te rupe. Nu e ca la noi, unde hâți, Jonule, ai dat un bănuț, ți-ai luat cinciarul, ți-ai luat GL-ul, ți-ai luat TS-ul, ți-ai luat hâți, Jonule, da? Stai așa că între timp m-am relaxat povestind. Scot actele, arăt actele, arăt PCR-ul, după care zice: "Dar ce faci tu aici?" Zic: "YouTuber, încă o dată, a patra oară." "Ok, arată-ne și nouă." Și după aceea s-a relaxat atmosfera, Jonuțule. Cori a scos YouTube-ul, eu am scos Instagram-ul, mă întreabă: "Cică, câți follower ai pe Instagram?" Zic: almost 2.4 million. Cam puțin și râdeau. S-a închis, dai seama, când le-am arătat Instagram-ul, erau like: "Oh, this is you?" Dau, fii atent, scot Instagram-ul. Ne uitam împreună pe Instagram și am scrollat până la poza asta la care el concluzia maximă, cică: "You like orange." Zic: "După cum se vede, Jonuțule." Mă întreabă: "Ce muzică cânti?" Normal că ce să facă și fratele tău ca să se salveze. Am scos hâțul din buzunar, da? "Ce crezi?" Fii atent, deci, bă, asta ei râdeau cu mine aici, dar încă nu mă credeau. Ei încă mă suspectau. Dau play la hâț, se uită la hâț și mă întreabă: "Tu ești ăla?" Și arată către Shift. Și zic: "Nu, eu sunt celălalt." "Dar eu în hâț sunt plin de tatuaje din alea lipite." Și că: "Păi you don't have tattoos." Zic: "Păi erau de alea care se lipesc, băiatul meu." Zic: "Temporare." Aha. Se uită puțin ce: "Și freza, nu e aceeași?" Zic: "Da, zic, un artist trebuie să schimbe lucrurile mai des." Se uită el, dă stop pe un cadru acolo, ce: "A, tu ești, da." După care acolo, cred că abia acolo și-au dat seama că nu e vrăjeală. Și mi-au zis că îți stătea mai bine părul lung pe spate. Zic: "Jonuțule, îmi tremura inima ca unui iepure și tu mă iei că îmi stă bine, mai bine părul lung pe spate." Și într-un final, după toată relaxarea, după ce le-am spus că este cel mai panică moment din viața vieților mele, Jonuțule au zis că: "Hai să facem și noi o poză acum." Îi dai lui Popa un deget, Popa ți-a toată mâna. Zic: "Dar nu pot să dau și eu drumul la vlog să filmez și eu." "Nu, nu, nu, că poți să pui poza asta, dar ai și tu grijă cum o pui, tocmai de aceea fețele lor sunt blurate, Jonuțule, întrucât n-am de chef să ne sune Grecia mai târziu pentru acest vlog." Și uite așa s-a relaxat toată povestea. Deci, vă spun că suntem deja de vreo 15 minute aici în stradă. Încă nu m-am relaxat, vreau să plec relaxat la drum, Jonuțule, am stat să trag o gură de aer. Am aruncat toate gunoaiele pentru că acolo am o pubelă, am făcut niște curățenie în mașină. Zic: "Hai să." "Ce crezi, Jonuțule?" "S-au întors, mă. S-au întors, au mai dat o tură. Ei cred că de fapt voiau să vadă dacă eu încă sunt aici sau dacă am plecat, blană, panică. Eram tot aici, m-au salutat. Hi-hi-hi. Claxoane, flash-uri, sirene. Salutare și au plecat." "Bă, băieți, bă, frate. Ferească Dumnezeu să fie nevoie într-o zi să ajungeți în poziția asta cu 400 lei din ăștia uriași la spatele vostru. Deci nu vreți să știți pe ce am trecut. Singurul lucru care m-a ținut normal și cred că fără să-mi sară inima din piept a fost faptul că știam că n-am greșit nimic, ești nebun. Dar sentimentul pe care ți-l insuflă, Jonuțule, prin felul de abordare și prin tactica operațională, pentru că asta vorbeam și cu Cori, aici a fost acțiune din aia by the book, Jonuțule, deci ca la carte. Unu acolo, unu acolo, doi pe mine, frică multă, panichează-l pe fraier în caz de ceva, l-am făcut sarmaie, ești nebun la cap. Deci nu vreți să știți prin ce am trecut. Acesta este un story time complet ad hoc și inopinat, dar nu aveam cum să nu vă povestesc această chestie care este, repet, cu mâna pe inimă, sub cerul mare al lui Dumnezeu, al lui Doamne, Doamne, Jonuțule, cel mai panică moment din viața mea. Deci nu mi-a fost așa frică nici când am sărit de la 150 de metri în gol cu funia legată de picioare, nici când am pilotat avion, bă, bă, bă. Deci nu vreți să știți așa ceva, Doamne Dumnezeule. Genial, genial, Jonuțule. Așa că chintesența acestui vlog: aveți mare grijă ce alegeri faceți în viață, aveți grijă ce drum vă doriți de la Doamne, Doamne, pentru că ferească Dumnezeu de o zi ca asta, în cazul în care te știi cu musca pe căciulă. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Boba, să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și povești din ce în ce mai colorate, Jonuțule, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile mele, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț.
să aveți o zi cu o cafeluță și o săptămână relaxate și fără surprize de genul ăsta și mirobolante. Hăți, Johnule! Oh.